Festivitatea de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor din Giurgiu a avut loc sâmbătă trecută pe o vreme mai mult decât generoasă pentru o perioadă ca aceasta din an. După cuvântul rostit de directorul instituției giurgiuvene, Stan Truică, elevi, profesori, părinți și bunici s-au bucurat de spectacolul oferit de cei înscriși în diferitele cercuri ale Palatului. Vremea plăcută l-a determinat pe directorul Palatului Copiilor din Giurgiu să organizeze manifestarea în aer liber și de evoluția elevilor s-au bucurat toți cei prezenți. Am profitat de timpul încă favorabil pentru un mic spectacol cu elevii care au participat anul trecut la concursuri și au obținut premii la concursurile extrașcolare de profil. De ceea ce reprezintă Palatul Copiilor în Giurgiu, Stan Truică ne-a spus. Aș putea să vă spun că este singura instituție de învățământ din județul Giurgiu care oferă activitate extrașcolară și avem un efectiv de peste 1500 de elevi înscriși în anul trecut. Sperăm ca și anul acesta să se înscrie tot atât de mulți copii. Cele 16 cercuri care funcționează în cadrul Palatului Copiilor adună și 300 de elevi în filiala instituției giurgiuvene de la Bolintin Vale. Avem un număr de 16 cercuri, le-am prezentat, oferta noastră este afișată și pe net. Sunt copii în general din municipiul Giurgiu și localitățile apropiate, dar avem un număr de aproape 300 de elevi și la filiala noastră din Bolintin Vale. Despre performanțele obținute în anii școlari trecuți, conducătorul instituției giurgiuvene de învățământ extrașcolar s-a declarat mulțumit și a fost foarte greu să evidențieze un cerc anume. Stan Truică a precizat însă că atât cercurile tehnico-aplicative cât și cele artistice s-au situat la înălțime, obținând în egală măsură rezultate notabile în întreceri naționale și internaționale. Ca giurgiuveni, n-avem decât a ne bucura de acest lucru, rămânându-ne a mai spune succes și în acest an elevilor de la Palatul Copiilor. Iar pe final urmăriți un fragment din Dans Spaniol cu Dynamic Star, evident trupă a Palatului Copiilor din Giurgiu.